Yeah.
Bun găsit, prieteni ai futsalului, vă salutăm în această zi de sâmbătă, 8 octombrie, de la Complexul Sportiv Futsal Arena FMF, unde în câteva clipe va începe primul meci din cadrul preliminarilor campionatului mondial de futsal, runda principală, din care se întâlnesc selecționatele Moldovei și Ciprului. Ați avut ocazia să ascultați imnurile de stat ale celor două țări. Meciul va începe, spuneam, este prima partidă din cadrul acestei competiții. Moldova a depășit cu bine o primă etapă preliminară, iar acum va lupta pentru un loc în următoarea fază a competiției. Cu detalii despre formatul preliminarilor campionatului mondial vom reveni. Pe parcurs, în cele ce urmează, vom avea ocazia să urmărim un spectacol de calitate. Vedem componențele celor două formații. Echipa Ciprului în poartă, Tasos Campilis, în teren Nicolas Hagiogheorghiu, Taha Elkebe, Alexis Tsitsos și Guevara Canjo. De partea cealaltă, Moldova în poartă, colegă Chitoroagă, jucător de teren Constantin Burdujel, capitanul echipei, Andrian Lașcu, Cristian Obadă și Sergiu Tacot. Este grupa întâi a rundei principale a preliminarilor campionatului mondial. Vă reamintim, tot din această grupă, din care mai fac parte Moldova și Cipru, evoluează și naționala Spaniei, o forță a futsalului european și mondial. În clasamentul mondial, Moldova ocupă locul 54, iar Cipru locul 87. Calculele hârtiei arată că Moldova este mare favorită, dacă e să ținem cont și de faptul că naționala noastră are rezultate destul de bune când evoluează pe teren propriu, în timp ce selecționata Ciprului nu a rupt gura târgului în ultimii ani, deși are un campionat destul de bunicel. Nu degeaba, în anii trecuți, liderii naționalei noastre, Sergiu Tacot sau Andrean Lașcu, au evoluat în campionatul Ciprului mulți ani, cucerind numeroase trofee. În cele ce urmează se va ține un minut de recolegere în memoria victimilor evenimentelor tragice din Indonezia, de la stadionul Kanjuruhan. Trist când se întâmplă astfel de evenimente tragice, iar în astfel de clipe, întreaga lume se solidarizează pentru a aduce un moment de omagiu victimilor care au decedat în urma tragicelor evenimente din Indonezia. Ne focusăm din clipă în clipă pe meciul care va începe. Naționala Moldovei, care va ataca de la stânga la dreapta în echipament de culoare albastră, iar selecționata cipriotă în echipament de culoare alb. Din ce în ce mai multă lume în tribunele Complexului Sportiv din Ciorescu. Cele două selecționate se cunosc destul de bine, spuneam, Moldova fiind favorită, vorbesc de la sine și rezultatele meciurilor directe. Tricolorii au câștigat 4 din cele 5 partide și iată, a început meciul. Tacot a încercat să intercepteze această minge trimisă de portarul Scampilis. Selecționata noastră evoluează în cea mai bună componență, componență care în ultimii ani a adus rezultate notorii. Practic, deja nu se mai pune la îndoială calificarea echipei noastre în fazele
superioare, depășim cu destulă lejeritate fazele preliminare, așa cum s-a întâmplat și în această primăvară, când Naționala Moldovei a câștigat grupa din prima etapă preliminară, după ce a obținut victorii concludente cu Elveția, Estonia și Grecia. 4-1, 2-0 și 2-1, victorii pe linie pentru Naționala noastră. Iar acum tricolorii vor încerca să-și adjudece o victorie importantă în vederea calificării în a treia fază preliminară. Spuneam, avem parte de un format mai complex al acestor preliminari. Suntem în faza principală. Câștigătoarea acestei grupe va accede în runda de elită, iar echipele de pe locul secund, cele mai bune 4 din cele 12 grupe preliminare, mă refer la cele patru echipe care vor încheia pe locul 2, vor accede și ele în runda principală, în timp ce restul 8 echipe care s-au clasat pe locul 2, cu o linie de clasament mai slabă, vor juca într-o fază play-off. O badă până la Burdujel, care astăzi poartă bandereula de capitan, oarecum surprinzător, după ce, bine știut, capitanul de drept era Sergiu Dacot, care a pasat foarte bine până la Andrean Lașcu, însă foarte bine s-a opus și portarul ciprioților Scampilis. Atacă tricolorii, foarte bune aceste scheme ale băieților noștri. Se resimte Andrean Lașcu după un contact cu Alexis Țițos. Am revăzut semiocazia, să-i spunem așa, tricolorilor cu această pasă care l-a căutat pe Andrean Lașcu în fața porții, atent însă portarul Scamblis, care este și capitanul Naționalei Cipriote. Să vă mai prezint câteva cifre. Este meciul 169 pentru Naționala noastră. Avem destule rezultate bune obținute în toți acești ani de când evoluează tricolorii pe arena internațională. O badă. Atacăm cu cea mai bună componență și ar fi foarte important să marcăm cât de repede posibil pentru a avea un plus de siguranță. Ciprioții, evident, țintesc și ei o calificare în faza următoare a competiției. În cele 168 de meciuri jucate, Moldova a obținut 53 de victorii. Am văzut un șut al lui Cristian Obadă, care a trecut pe lângă poartă. Același Obadă cu o recuperare de zile mari, scoate până la Tacot, până la Andrean Lașcu. Exemplare în defensivă băieții noștri. Obadă, aceste driblinguri năucitoare pentru echipa adversă, vine și șutul, însă doar până în brațele lui Scampilis. Foarte greu ies din defensivă ciprioții. Pressing bun al elevilor pregătiți de Vladimir Vusatăi. Nu v-am prezentat brigada de arbitri. La centru, arbitru principal este Lucas Peșco din Slovacia, care este ajutat de colegii Rastislav Behancin și Martin Matula. Moldova și Cipru deschid grupa întâi a fazei preliminare, iar Spania va intra în competiție săptămâna viitoare, când este programat meciul contra Moldovei. Pe data de 11 octombrie, Spania va găzdui Moldova. Restul meciurilor vor avea loc anul viitor. S-au scurs 3 minute din această partidă. Moldova controlează lejer ostilitățile din teren. Vine șutul lui Andrean Lașcu în blocajul lui LKB. Obadă întoarce doi adversari, șutează în blocajul lui Panayotis Scarparis. Nu contenesc atacurile tricolorilor,
căutăm golul încă din debutul acestei partide. Repune Burdujel, a încercat să surprindă defensiva oaspeților cu execuția la colțul scurt. Atenți ciprioții, o minge scoasă pentru Lașcu, șut bună lui Lașcu. Cu ceva noroc, mingea ar fi putut ajunge până la Constantin Burdujel, fiind în fața porții. De fapt, acesta a reușit să trimite spre poartă, dar puțin a lipsit ca să o facă mai precis. Acum Burdujel, foarte bine, a anticipat acolo numărul 5, Costas Columburis. Un nou șut al lui Andrean Lașcu. Din ce în ce mai periculoși elevii lui Vladimir Vusatăi. Pot pleca acum pe contraatac. Vine un șut al lui Christos Kokinos. Blocar și va fi lovitură de colț pentru Cipru. Pentru cei care poate nu cunosc regulile acestui sport extrem de dinamic, sunt două reprize, câte 20 de minute. Acum o badă! A avansat cu mingea la picior, însă foarte bine s-a opus numărul 11, Cesar Diniz Pereira. Ceva obișnuit pentru majoritatea țărilor care practică acest gen de sport. Mă refer la brazilienii naturalizați. Șut bun al lui Cristi Obad. Se opune însă portarul Scampilis. Și vine golul! Gol! Sergiu Taco deschide scorul pentru Naționala Moldovei. În urma unei lovituri de colț, mingea a ajuns la decarul echipei noastre, care l-a învins fără nicio emoție pe Tasos Scampilis. Vom avea imediat reluarea acestei faze. Spuneam, golul plutește în aer, pentru că prea dese sunt atacurile echipei noastre. Fază simplă, o fază școală. Burdujel cu această minge, cât de bine s-a demarcat Tacot și l-a învins fără nicio problemă pe portarul cipriot. E bine, prieteni, 1-0, iar acum ciprioții trebuie să iasă la joc și Moldova ar putea să profite de acest lucru. Între timp au intrat și alți jucători în teren. Îi vedem pe Leonid Podlesnov, Daniel Adam, Iulian Cojocaru și Andrei Negara. A doua linie de joc a echipei noastre. Între timp, liderii naționalei au un moment de respiro pentru a avea cât mai multe forțe când vor ieși din nou pe suprafața de joc. Se aude și o galerie alcătuită din viitorii fotbaliști. Cât de bine s-a descurcat cu jucătorul în această fază! Ratare monumentală pentru Naționala Moldovei. A driblat tot ce a întâlnit în care, Cojocaru s-a apropiat. Vedem 11-0 este raportul șuturilor. Puțină, prea tare a ridicat această minge peste portarul Scampilis, ieșit dintre buturi. Moldova a nimerit într-o grupă formată din 3 echipe, iar acest lucru un pic îngreunează situația echipei noastre, din considerentul că Spania este marea favorită, echipă care are în palmares titluri de campioană europeană și mondială. Un foul comis acum de Podlesnov. Cipriuții în jumătatea noastră de teren. Deci Moldova neapărat trebuie să se impună în dubla cu Cipru pentru a avea asigurată cel puțin clasarea pe locul 2 în această grupă, iar ulterior, după ce se vor juca toate partidele din restul grupelor, se vor face calcule și va fi cunoscut care țări, 4 cele mai bune, vor accede direct în faza următoare, restul 8 vor juca un baraj, după cum am mai spus. Cipru atacă steril, fără prea multă creativitate în acțiunile de atac.
Ticolorii parcă sunt mai descătușați acum, chiar dacă evoluează cu jucătorii pe banca de rezerve, jucătorii care trebuie acum să demonstreze că merită să fie în componența de start pentru meciurile următoare. Pe data de 11 vine examenul de foc pentru naționala noastră în deplasare cu Spania. Podlesnov cu un șut de la distanță direct în brațele lui Scampilis. Greșesc acum ciprioții. Fără prea multe opriri în partida de astăzi, vreo 400 de spectatori, după calculele mele, sunt în tribunele Complexului Sportiv Fuzal Arena FMF. Îmi dau bine seama că la meciul cu Spania de anul viitor, programat pe 8 martie, în această minunată sală, tribunele vor fi arhipline, pentru că fotbalul este din ce în ce mai iubit în țara noastră. Avem rezultate frumoase, am mai spus, în ultimii ani. Naționala de futsal ne bucură cu rezultate interesante. Ocazia mare pentru naționala noastră. O minge cam incomodă pentru Daniel Adam, care scapă până la urmă mingea în afara terenului. Podlesnov l-a văzut bine acolo pe Adam, însă a greșit de puțin pasa către acesta. O zi plină de fotbal, prieteni, pe lângă meciurile din cadrul competițiilor interne. Avem acest meci de futsal, dar și preliminarele campionatului mondial feminin Under 19. Să vedem această ocazie! Iulian Cojocaru scutere plasa porții apărate de Scampilis cu o acțiune de zile mari, pătrundere în viteză și șut necruțător la colțul scurt, fără șansă pentru portarul Scampilis. 2-0, prieteni, iar situația devine din ce în ce mai bună și mai liniștitoare pentru echipa noastră. Nevoiți din nou să înceapă de la mijlocul terenului elevii antrenorului Atos Stiliano, care nu au avut practic nicio ocazie importantă la poarta lui Oleg Chitoroagă. Între timp au revenit titularii de drept. Burdujel pe partea stângă până la Andrean Lașcu, demarcat Cristian Obadă. Dribling pasa doi jucători, vine și pasa pentru Burdujel. Combină foarte bine tricolorii în jumătate de teren adversă. Ultima dată cele două echipe s-au întâlnit tot la Ciorescu într-o dublă amicală. Obadă scoate această minge pentru Burdujel, acum Tacot. Lașcu șut în blocajul lui Canjo. Încă un șut al lui Burdujel, de această dată mult peste poartă. Spuneam, a fost o dublă amicală pe 2 și 3 noiembrie 2016. Tricolorii s-au impus fără drept de apel cu 5-1 și 3-1. Acum ocazie mare! Nu se poate! Cristian Obadă avea golul în vârful bocancului, trebuia doar să trimită spre poartă, însă a preferat să întoarcă această minge lui Andrean Lașcu. Sperăm că vom avea o reluare acestei acțiuni. Iată, Lașcu cât de bine l-a văzut pe Obadă și trebuia să șuteze, dar i-a întors mingea lui Lașcu, care nu a fost pregătit. S-a deconectat la acea fază, crezând că colegul său va șuta spre poartă. Atacă Moldova, atacă în valuri. Nu știu cum să facă față acestui iureș ofensiv elevii lui Atos Stiliano. Lașcu, vă las să savurați din plin aceste scandări ale minunatului public.
Tot mai gălăgeoși sunt acești minunați copii. Dacă îmi dau bine seama, este vorba de copiii care practică fotbalul la școala Olympus. O școală de fotbal fondată de acest jucător care este la balon, Cristian Obadă. Un gest minunat al unuia dintre cei mai buni jucători din futsalul moldovenesc. Tot Obadă, deja pe partea stângă. Omniprezentul Obadă trece de doi adversari. A încercat să paseze până la Adrian Lașcu. Mingea nimerită în blocaj și acum contraatac al ciprioșilor. O pasă incomodă până la Canjo. Și în cele din urmă, mingea ajunge fără probleme în brațele portarului Chitoroagă. Ne descurcăm bine, prieteni. Deocamdată nu le dăm ciprioților nici cea mai mică speranță de a obține un rezultat pozitiv. Cu toate că mai este mult de jucat, inclusiv din această repriză. 10 minute au mai rămas. Jumătate de repriză s-a încheiat deja. Tacot cu o minge incomodă pentru Obadă. Reușește să reîntoarcă mingea, dar foarte bine se opun fundașii ciprioți, care declanșează contraatacul. O minge înălțată și interesantă intenția lui Guevara Canjo. A încercat să rea cu capul spre poarta lui Chitoroagă. Lovitură de colț pentru Naționala Ciprului. Același Canjo greșește pasa și ai noștri pronesc 3 contra 2. Superioritate numerică. Podlesnov cu o pasă prea tare pentru Sergiu Tacot. A încercat prin alunecare să ajungă la această minge de carul naționalei noastre. Superioritate și la cornere, 3 la 1 pentru Naționala Moldovei. Le mulțumesc colegilor din regie pentru aceste date grafice care ne sunt oferite în timp real. O nouă minge interceptată și până la urmă va fi out pentru Naționala Ciprului. Spuneam, futsalul sau fotbalul în sală este un sport extrem de dinamic, în care se marchează destul de multe goluri. Câteodată, într-un singur minut, se pot marca 3 sau mai multe goluri chiar. Anul trecut, naționala noastră a avut un parcurs foarte și foarte bun în preliminarele campionatului european, fiind, să-i spunem, la un pas de a ajunge la turneul final, o premieră pentru acest sport în țara noastră. Atunci și Moldova a ajuns până în ultima etapă preliminară, clasându-se pe locul 3, fiind învinsă în ultimul meci, meciul decisiv cu Slovacia, pe această arenă din Ciorescu, cu 4-0. Deci a avut mai multe posibilități în acea grupă de a acumula mai multe puncte care i-ar fi permis să se claseze pe locul 2 și să acceadă la turneul final al campionatului european. Cojocaru cu un nou șut! Tânărul jucător care evoluează în campionatul României. În continuare, fără mari ocazii ciprioții. Iulian Cojocaru, component al echipei Auto Bergamo Deva, pleacă pe contraatac și cât de bine intervine Daniel Adam. A degajat această minge Chitoroagă, însă fiind pus sub presiune de către numărul 11, Cezar Denis Pereira a fost nevoit să trimită în afara terenului. Posesie pentru Cipru, care în continuare încearcă să încheie ceva interesant, poate acum, interesantă acțiune și calcă pe balon acolo numărul 13, Andreea Sava. În sfârșit, o fază ceva mai interesantă pentru Cipru. Dacă ar fi tras spre poartă, nu știu cum s-ar fi încheiat acea fază. Noroc că Sava a alunecat, sau de fapt a călcat pe această minge. Acum un șut al lui Costas Kulumburis.
Au fost primele încercări acum ale ciprioților spre poarta lui Chitoroaga. Am văzut raportul șuturilor sau ocaziilor periculoase, 16-2. Destul de multe ocazii pentru Naționala Moldovei și doar două goluri trecute pe tabela de marcaj. Oricum, este foarte important să începem această campanie preliminară cu dreptul acum gol! Adrian Lașcum marchează și el atunci când au mai rămas mai puțin de 7 minute până la finalul acestei reprize, 3-0. Scor categoric, prestație excelentă pentru băieții noștri. La un pas recuperează o nouă minge Cristian Obadă. Să vedem, se pare că va fi o lovitură liberă pentru Naționala Ciprului. Început cu dreptul pentru tricolori în această fază a competiției. Trebuie să rămânem luciți în continuare, să păstrăm un avantaj cât mai confortabil, pentru că va conta mult și golaverajul în această grupă. Spaniolii cu siguranță urmăresc această partidă și nu este exclus. De fapt, așa și va fi, va avea o abordare cât se poate de serioasă în meciul împotriva echipei noastre. Acum 4 contra 3. Cade Constantin Burdujel și obține faultul. Se joacă destul de regulamentar, dacă e să vorbim de faulturi. Este 1-1 raportul faulturilor. Vă reamintim, Sergiu Tacot, Iulian Cojocaru și Andrean Lașcu au marcat până acum, iar scorul este de 3-0 pentru Naționala Moldovei, care va beneficia de o lovitură liberă de la mare distanță. Elan din partea lui Andrean Lașcu, care cel mai probabil va șuta într-adevăr în blocajul lui Hristo Stileanu. Posesie în continuare pentru tricolori. Tacot până la Adrian Lașcu, greșește nepermis, însă nu a reușit să intercepteze această minge. Același Hristos Stileanu ajunge o badă la această minge, luată în chinci de doi adversari, până la urmă scoate un out pentru echipa noastră. E împiedicat jucătorul nostru să repună din marginea terenului. O face acum Lașcu până la Burdujel. Tacot pentru același Lașcu, câștigă duelul și se opune salvator Tasos Campilis. Ceva mai mult de 5 minute din această primă parte, o primă repriză dominată fără drept de apel de Naționala Moldovei. La cum se joacă în această primă repriză, nu poate spera Cipru la nimic. Acest meci este unul special pentru unii jucători de la Naționala Moldovei. Vorbesc în special de Sergiu Tacut și Adrian Lașcu, care au evoluat foarte mulți ani în campionatul acestei țări, la Anartosis și Parnasos. Cu aceste echipe au câștigat numeroase trofee în această competiție. O badă, cât de bine trece acolo de Nikos Hagigeorgiu. Să resping cu un ultim efort fundașii ciprioți. Tacot până la Lașcu. Este acolo și Burdujel, încearcă să-și facă spațiu Lașcu. Burdujel.
și el un jucător extrem de important pentru naționala noastră. Să vedem până la urmă, este fault obținut de Andrean Lașcu într-un duel cu Nikos Hagigeorgiu și va fi lovitură liberă pentru tricolor de pe partea stângă. Între timp va fi time-out solicitat de selecționata Moldovei. Fără emoții pentru băieții noștri până în acest minut. Ocazii cu duiumul, dar și un avantaj liniștitor pe tabela de marcaj. Ar trebui să mențin același tempo și în partea secundă. Elevii pregătiți de Vladimir Vusatăi. Este unul din, poate chiar singurul antrenor care a pregătit o echipă națională a țării atâta timp. Din 2011 este antrenor principal al acestei naționale. O națională care a crescut mult, în special în ultimii 5-6 ani, când acești jucători, Constantin Burducel, Andrean Lașcu, Cristian Obadă și Sergiu Tacot, au închegat o echipă destul de competitivă, lucru apreciat și de echipele adverse cu care s-a întâlnit Moldova. Acești jucători au însă și o vârstă. Bun șutul lui Sergiu Tacot. Se întinde acolo Scampilis și respinge în corner. Încă o acțiune de atac. Căutăm golul 4. Ar fi bine să marcăm. O minge cam incomodă pentru Taha Elkebe, recuperează tricolorii. Obadă, cât de bine pătrunde acest jucător, o minge scoasă în centrul careului pentru Adrian Lașcu, dar nu a reușit să intre în posesia balonului jucătorul nostru. După mulți ani petrecuți în afara țării, Sergiu Tacot, Andrean Lașcu și Cristian Obadă au revenit acasă, evoluând în campionatul Moldovei. Sergiu Tacot și Andrean Lașcu sunt colegi la Nistru Chișinău, echipă care în premieră a devenit anul acesta campioană a Moldovei și a reprezentat țara noastră și în Liga Campionilor la futsal. Foarte bine recuperează Lașcu, 2 contra 1, posibilitate de contraatac, să vedem Obadă în fața golului, în dribling și bară! Adrian Lașcu trimite mingea în stâlpul porții, apărat de portarul Scampilis. La un pas de 4-0, Moldova între timp atacă ciprioții, 3 contra 2 deja pentru ciprioți, șut, mingea se duce în plasa laterală. Așteptăm reluarea fazei de mai devreme pentru a savura din plin acest spectacol. Nu avem ocazia, semi-ocazia de fapt, să recunoaștem a ciprioților. Adam, o trecere subtilă, însă vine și îl ajută pe colegul său din defensivă, Cezar Denis Pereira, poate unul dintre cei mai buni jucători din tabăra ciprioților. Acest Denis Pereira, brazilian naturalizat. Deseori selecționerul Moldovei, Vladimir Vusat, îi spunea că în ziua de astăzi, ca să obții rezultate notorii, este bine să ai și jucători naturalizați, însă Moldova continuă să joace cu fotbaliștii născuți aici în Moldova și deseori Cexucru aduce și rezultate. Podlesnov protejează bine.
Ceva mai mult de două minute din această primă parte a meciului dintre selecționatele de fuzăl ale Moldovei și Ciprului. 3-0 fără drept de apel. Avantaj favorabil pentru Moldova. Tacot, Cojocaru și Murdujel au marcat pentru echipa noastră. Lașcu rectific. Vom repune din marginea terenului prin Daniel Adam, pasă scurtă până la Andrei Negara. Podlesnov în stânga până la Iulian Cojocaru. A încercat un călcâi pentru Daniel Adam, a recuperat însă pentru un moment ciprioții. Țin bine de minge elevii lui Vladimir Vusatăi. În această componență, vă reamintim, tricolori au marcat prin Iulian Cojocaru și acum puțin i-a lipsit lui Andrei Negara să paseze pentru Iulian Cojocaru. Nu i-a ieșit pas, a făcut-o prea slab. Moment interesant, a încercat cipriotul să respingă. Cezar Denis Pereira a trimis în Andrei Negara, iar mingea putea să-l surprindă pe portarul cipriot. Ultimul minut din această primă repriză. A încercat acolo să pătrundă pe partea stângă Georgios Crecos. Poate acum un șut în blocaj. Același Crecos cu o minge până la Kokinos. Greșesc ciprioții și poate fi deranj. Acum să vedem pasa. Nu s-au înțeles Cojocaru și Podlesnov la această fază. Poate și Cojocaru a trimis prea tare pentru colegul său. Kokinos. Tsitsos. Pereira. Combină ciprioții, de fapt, parcă sunt lăsați să mai joace și ei un pic futsal, pentru că au fost dominați copioși în această primă repriză. Câteva clipe ne despar de finalul acestei prime reprize. Nu știu dacă vor mai reuși cele două formații să creeze vreo fază de poartă în cele 5 secunde rămase până la finalul reprizei. Ba nu, a reușit Cojocaru, extraordinar! Ce bară! Final de repriză, prieteni, 3-0. Prestație excelentă pentru elevii lui Vladimir Vusatăi. Au marcat Tacot, Cojocaru și Lașcu, iar băieții noștri au ratat și alte câteva ocazii mari, inclusiv câteva bare. Vom reveni cu secvențe de la acest meci în repriza a doua peste o pauză de aproximativ 15 minute.
Am revenit, prieteni, la complexul sportiv Futsal Arena FMF, unde va începe în scurt timp cea de-a doua repriză a meciului dintre selecționatele de futsal ale Moldovei și Ciprului din cadrul grupei întâi a rundei principale a preliminarilor campionatului mondial. După prima parte, tricolorii conduc fără emoții cu 3-0 în fața Ciprului. O nouă ocazie, Lașcu foarte aproape să îl învingă pe portarul cipriot Scampilis. Sergiu Tacot, Iulian Cojocaru și Adrian Lașcu sunt cei care au marcat pentru naționala noastră în primă repriză. O primă repriză dominată, am spus, de elevii lui Vladimir Vusati, 19-7 raportul șuturilor, iar mai important este faptul că pe poartă băieții noștri au trimis 12 șuturi, dintre care două bare, iar într-un final au înscris moldovenii 3 goluri, iar ciprioții au avut un singur șut pe spațiul porții. Cu un astfel de joc, ciprioții nu pot pretinde mare lucru în această seară. Începem în forță, începem în atac, așa cum îi se cuvine unei echipe care joacă demn pe propriul teren. Lașcu a văzut bine acolo urcarea lui, nu era o badă care a încercat să-i paseze lui Lașcu. Au de jucat faza ciprioții. Moldova și Cipru în grupa întâi a fazei principale din aceste preliminari cu Spania. Doar peste 3 zile Moldova va juca în deplasare cu naționala acestei țări. Un meci crucial, însă oricum sunt șanse bune la calificare în faza următoare a competiției. Vă reamintim, va urma runda de elită, iar pentru a ajunge în această etapă preliminară, Moldova trebuie fie să câștige grupa, fie să se claseze printre cele mai bune echipe de pe locul 2, eventual să ajungă la baraj, acolo unde de asemenea își va juca șansa pentru un loc în ultima fază preliminară. Ciprioții s-au mai activizat ceva pe final de primă repriză, când au avut mai multe tentative de a se apropia periculos de poarta lui Oleg Chitoroagă, însă n-au reușit nici din puținele momente să-l deranjeze oarecum pe portarul nostru. În schimb, Tasos Scampilis, portarul și capitanul ciprioților, a avut foarte mult de lucru. În 3 rânduri nu și-a mai salvat echipa, un fault comis de Sergiu Tacot. Decarul nostru va primi și un cartonaș galben pentru acest fault. Sergiu Tacot, care a jucat foarte mulți ani în campionatul Ciprului, l-am văzut înainte de meci schimbând câteva vorbe cu ciprioții. Evident, între timp a învățat limba acestei țări. Un alt jucător care a evoluat în campionatul Ciprului este Adrian Lașcu. Ambii jucători au marcat astăzi în poarta Ciprului și pot contribui decisiv cu o victorie importantă în vederea calificării în faza următoare, în faza următoare preliminară către campionatul mondial. Minge recuperată de Cristian Obadă, nu? A urmărit până la urmă această minge, dar nu a mai ajuns-o. În cazul în care Moldova se califică în runda de elită, deși mai este foarte mult timp până atunci, meciurile din această fază a competiției
vor fi jucate până la finalul anului viitor. O badă, o nouă ocazie pentru Naționala Moldovei. Grupele vor fi stabilite pe 5 iulie 2023, iar partidele se vor încheia până pe 20 decembrie 2023. Pentru început, tricolorii trebuie să depășească această grupă preliminară din runda principală. Spania, care este dublă campioană mondială în 2000 și 2004, a avut și alte trei finale pierdute în fața Braziliei. Ultima campioană mondială este Portugalia, care a trecut de Argentina cu 2-1. Europa va fi reprezentată la campionatul mondial de 7 echipe. Un drum lung, un drum care a început în 2022 și se va încheia abia la sfârșitul anului viitor. Acțiunea Ciprului, e foarte atent Iulian Cojocaru. Acum preluare superbă a lui Cristian Obadă. Cojocaru, un șut cu vârful bocancului. Un șut care a țintit colțul lung. Puțin i-a lipsit acestuia ca să marcheze din nou. Podlesnov atent acolo, dar nu a putut să-l ajute și Andrei Negară. Sărbătoare fotbalistică în această seară la Ciorescu. Federația Moldovenească de Fotbal a lăsat intrarea liberă pentru acest meci. Ultimele meciuri, când este vorba de partide oficiale, se joacă cu tribunele pline. Astăzi sunt mai puțini, dar oricum ne bucurăm de interesul sporit al amatorilor futsalului din țara noastră. Am spus și în prima repriză, Moldova și Cipru s-au întâlnit până acum de 5 ori, tricolorii s-au impus în 4 meciuri, iar ciprioții o singură dată. Un golaveraj favorabil și pentru Naționala Moldovei, 15-11. Cele două echipe s-au întâlnit pentru prima dată pe 30 ianuarie 2004 în Andorra la Vela, într-un meci din preliminariile campionatului european 2005. Tricolorii au învins cu 2-1 datorită golurilor marcate de regretatul Iure Romaniuc și Vasile Arlet. Iar ultima dată Moldova și Cipru au jucat în 2016 aici la Ciorescu. Moldova s-a impus în două rânduri cu 5-1 și 3-1. În meciul câștigat cu 5-1 au marcat o badă de două ori Burdujel, Lașcu și Nicolaiciuc, iar în partida câștigată cu 3-1 au marcat Lașcu dublă și Cristian Obadă. Pătrunderea lui Costas Columburis. Atenți Iulian Cojocaru și ceilalți colegi care au fost atenți la această fază. Chitoragă a ieșit dintre buturi, pasează până la Daniel Adam. Este acolo Negară, însă se preferă o pasă înapoi până la Leonid Podlesnov, care greșește această minge. Se descurcă ciprioții și construiesc un nou atac pozițional. A avut probleme în faza de construcție elevii lui Atos Stileanu. Au greșit mult, pe lângă faptul că nu au avut atât de multe ocazii, au comis multe greșeli și în defensivă. Combinăm mult, combinăm bine. Important este că avem un 3-0 sec pe tabela de marcaj, un rezultat și de ce nu un scor care ne poate da speranțe la o
calificare în faza următoare a competiției, acolo unde vor rămâne cele mai tari formații de pe continentul european. Vă reamintim, doar 7 naționale vor obține biletul la campionatul mondial de anul viitor. Ciprioții schimbă componența, noi vom continua să jucăm cu linia a doua. Cojocaru a încercat câteva driblinguri la centrul terenului, iar ciprioții au cerut un fault acolo din partea lui Negara, până la urmă va fi out pentru Moldova. După meciul cu Spania din 11 octombrie va urma o pauză în grupa preliminară, iar celelalte două meciuri vor avea loc pe 5 martie 2023 cu Cipru în deplasare și pe 8 martie 2023 cu Spania la Ciorescu. Foarte importantă partida de pe 5 martie din deplasare cu Cipru. Iată de ce este foarte important să obținem o victorie cât mai categorică, să avem rezultate mai bune în meciurile directe cu ciprioții în lupta cel puțin pentru locul 2, de ce nu să furnizăm și o surpriză. Această generație de aur a futsalului moldovenesc a ajuns la apogeul carierei lor. Oleg Chitoragă, 37 de ani, Sergiu Tacot, 38 de ani, Constantin Burdujel, 36 de ani, Andrean Lașcu, 35 de ani și un pic mai tânăr, Cristian Obadă, 30 de ani. În următorii ani, inevitabil, vor fi alți jucători care vor apăra culorile naționalei Moldovei pe arena internațională. Un șut al lui Obadă, fără emoții pentru Scampilis. Un meci foarte dinamic, un meci cu multe ocazii. Între timp și-a făcut apariția cei mai buni jucători ai naționalei noastre. Tacot, Burdujel, Lașcu, Obadă. Iată cu cât sânge rece a jucat această fază Constantin Burdujel în fața porții. În fața porții sale, chiar dacă a fost incomodat acolo de un adversar. Burdujel cu o preluare cam largă, ce nu i-a permis să avanseze periculos spre poarta lui Scampilis. Insistă însă Burdujel și la un pas să recupereze un balon pentru echipa noastră. Pentru aceste meciuri preliminare, Naționala Moldovei s-a pregătit luna trecută cu un șir de meciuri amicale. Mai întâi a fost un meci amical cu Naționala Ucrainei, în care tricolorii au fost învinși cu 6-1. A urmat un turneu internațional găzduit de țara noastră cu participarea trei țări, Moldova, România și Ucraina. Din păcate, Moldova a suferit înfrângere. Acum ocazie mare pentru Moldova, să vedem o bată, șut și gol! Nu putea pleca Cristi Obadă fără un gol marcat în meciul de astăzi. Bravo, băieți! 4-0. O prestație cât se poate de frumoasă. Prestație savurată din plin de cei peste 400 de spectatori care au venit în tribunele complexului sportiv Futsal Arena FMF din
Comuna Ciorescu. Este clar, Moldova nu mai are cum rata această victorie. Situație periculoasă deja la poarta noastră, când Panayotis Scarparis a trimis bine pentru Costas Kulumburis, însă numărul 5 din tabăra ciprioților nu a ajuns la această minge. Acum Sergiu Tacot protejează bine, dar nu scapă până la urmă mingea în afara terenului. Va trebui să demonstrăm mai multe în meciul următor cu Spania, dublă campioană mondială și triplă europeană. Vă reamintim, în prima etapă preliminară, tricolorii de asemenea au obținut victorii, toate trei acasă, cu Elveția, Estonia și Grecia. A devenit deja o obișnuință când Naționala Moldovei câștigă meciurile de pe teren propriu din fazele preliminare. Este foarte plăcut să urmărești aceste meciuri ale naționalei noastre. O pasă aiurea în spate, ciprioții se complică la această fază, moment în care are loc schimbul de linii. Va fi lovitură de colț care se pregătește să o execute Andrei Negar. O minge pentru șutul lui Daniel Adam în blocajul lui Nikos Hagiogheorghiu. Mai puțin de 10 minute din acest meci, un meci care se va încheia în proporție de 99,9% în favoarea Moldovei. 4-0, prieteni! Tacot, Cojocaru, Lașcu și Obadă sunt jucătorii care au marcat în meciul de astăzi. Greșește Andrei Negara și să vedem parada lui Oleg Kitorog. În sfârșit, o ocazie, însă vina o poartă Andrei Negara, care a trimis neinspirat o pasă către colegul său, balon interceptat de către Kulumburis, un șut puternic, însă și mai bine a intervenit portarul nostru Oleg Kitoroagă. Păstrăm poarta intactă. Cum Negara, pus sub presiune acolo, pierde din nou balonul. Ocazie mare pentru ciprioți, călcâi interesantă a lui Costas Kulumburis. Se joacă pe contre acum Podlesnov cu un braț în plus acolo și este fault, consideră arbitrul din Slovacia, Lucas Peșco, care este ajutat astăzi de colegii Rastislav Behancin și Martin Matula. Încă un fault. Vine și șutul lui Guevara Canjo. Un șut cu efect care s-a dus puțin pe lângă bara din dreapta porții apărată de Oleg Kitoroagă. Deși cred că dacă ar fi prins cadrul porții, ar fi intervenit portarul nostru. Încă o ocazie și bară, ocazie pentru ciprioți, momente de derută în jocul Moldovei.
Alexis Tsitsos a pătruns pe dreapta, a șutat în bara transversală, acum replica Moldovei și gol! 5-0, înscrie Andrei Negara, care și-a mai spălat, din păcate, după ce a comis câteva greșeli copilărești în fața propriei porți. Acum a reușit să înscrie al cincilea gol. Nu va fi cea mai categorică naționale noastră. Acum încă o posibilitate, o bată! Însă foarte bine acolo l-a incomodat Scampilis. Au fost victorii și mai categorice la naționale noastre. Dacă mi-aduc bine aminte, a fost o victorie cu 13-3 în fața Gibraltarului acum câțiva ani, tot la Ciorescu. Însă de această dată vorbim despre un adversar mai bun, Cipru. Locul 87 în clasamentul mondial, 54 pentru Moldova în ierarhia FIFA. Tacot combină cu Obadă. Puține opriri, jocul este cursiv, care place atât publicului din tribune, cât și spectatorilor care urmăresc această partidă. Minge ajunge până la Lașcu, o pasă pentru Obadă, dar respinge acolo pentru mai multă siguranță Alexis Tsitsos. La 0 și ce poate fi mai frumos decât un debut cu dreptul pentru naționala noastră într-o fază oficială a unei competiții majore. Și mai interesant va fi de urmărit meciul cu Spania de peste 3 zile. Acolo băieții noștri vor trebui să-și demonstreze toată valoarea. Lașcu a încercat să pătrundă, însă comite și un fault acum. Va fi time-out solicitat de selecționata Ciprului. Nu știu dacă s-au așteptat la o asemenea derulare a evenimentelor. Poate au crezut că vor fi în stare să plece cu puncte acasă. Nu a fost să fie. Este meciul retur de anul viitor. Iar ciprioții vor trebui să schimbe mult în jocul lor pentru a putea acumula puncte în meciurile cu Spania și cu Moldova. Motive de bucurie pentru numeroșii copii care au venit să susțină naționala noastră în această seară la Futsal Arena din Ciorescu. Este îmbucurător acest lucru pentru că avem copii care cu siguranță vor îndrăgi acest sport, cum este futsalul. Ciprioții au scos portarul și vor încerca să profite de superioritatea numerică
nu mai au ce pierde. Încearcă și ei să mai dreagă Busuiocul. Un șut care este respins în corner. Puțin peste 5 minute până la finalul acestui meci. Victorie concludentă pentru băieții noștri, care vor fi lideri provizorii în această grupă 1. Și acum puțin a lipsit lui Lașcu ca să intercepteze această minge și să o trimită în poarta goală a ciprioților. Ciprioții cu 5 jucători în teren. Combină mult în jumătatea noastră, dar deocamdată nu se ajunge la șut spre poarta lui Chitoroagă. La Cufis, intrat și el între timp. Canjo. Chitoroagă reține această minge, poarta este goală, să vedem, o bat de șut! Se opune acolo Canjo. Ocazie mare, sunt convins că vor mai apărea astfel de situații la poarta ciprioților. Ne bucurăm din plin și de infrastructura pentru acest sport. Vorbim despre minunatul complex sportiv Futsal Arena FMF, construit cu suportul UEFA și dat în exploatare la finalul anului 2015. Bună intervenția lui Oleg Chitoroagă, care se bucură într-un mod specific. Iar de atunci jucătorii moldoveni beneficiază de cele mai bune condiții pentru a se pregăti și a juca pe arena internațională, inclusiv și competițiile interne se dispută pe această minunată arenă. O nouă ediție a campionatului Moldovei va începe săptămâna viitoare, mai exact pe 16 octombrie. Vă reamintim, campioană este Nistru Chișinău, care a avut un parcurs de senzație în ediția precedentă. Ciprioții, așa și nu au mai reușit să șuteze spre poarta lui Chitoroagă. Poate acum șut în blocaj, acum reține Chitoroagă, poarta este goală, trimite acesta. Mingea se duce pe lângă poartă. Între timp a revenit în tributuri Scampilis. Final de meci fără istoric, prieteni. Nu se mai poate întâmpla nimic notabil. Poate încă vreun gol, două a naționalei noastre. Ciprioții nu au forța necesară să deranjeze defensiva noastră, dirijată de bravul Oleg Chitoroagă. Recuperează acum tricolorii. Cristiano Badă trimite din prima și gol! Ce bijuterie de gol reușește Cristiano Badă, care a analizat bine situația și a trimis foarte și foarte precis de la mare distanță. Așteptăm reluarea golului, să-l savurăm din plin golul serii, prieteni, 6-0. E sigur greșeala portarului Scampilis, care a ieșit mult dintre buturi, iar
O baldă cu execuție de mare maestru, 6-0. Un scor ca la tenis, însă meciul încă nici nu s-a încheiat. Dublă pentru Cristian Obadă. Time-out solicitat și de naționala noastră. Anul trecut, Moldova, când lupta pentru un loc la campionatul european, ne-a lipsit foarte mult acest jucător, Cristian Obadă, care s-a accidentat, a suferit o accidentare gravă și a lipsit din întreaga campanie preliminară. O campanie împotriva Azerbaidjanului, Slovaciei și Greciei. Am acumulat destul de multe puncte, însă insuficiente pentru a accede la turneul final. Dacă ar fi fost prezent atunci Cristian Obadă, sunt sigur că naționala noastră poate ar fi scris istorie și ar fi ajuns în premieră la turneul final. Merită din plin acești bravi băieți o prezență la un turneu major. E mai greu să ajungi la campionatul mondial, acolo unde vă reamintesc doar 7 echipe europene vor ajunge. Minge pentru băieții noștri Gurgurov. Vladimir Vusate la acest scor a trimis în teren și ceilalți jucători pentru a acumula experiența necesară. Vorbim de Sergiu Țâmpeu, Valeriu Gurgurov, Lilian Guțu, a intrat și portarul Alexei Capsamun. Este foarte important ca să asigurăm viitoarelor generații experiența internațională necesară pentru a reprezenta pe cât se poate de destoinic țara noastră pe arena internațională. Recuperează Gurgurov până la Lilian Guțu. Țâmpeu. Un schimb subtil de pase între tricolori, deși ciprioții prin Christos Kokkinos au solicitat arbitrului un out în favoarea lor, însă de altă părere a fost Lucas Peșco. Gurgurov. Gurjui e nevoie să respingă această minge. Așadar, prieteni, să recapitulăm. Victorie frumoasă pentru naționala noastră și gol! Gol, gol, gol! 7-0. Înscrie și Sergiu Țâmpeu la o fază bâlbâită de defensiva ciprioților. Imediat vom avea reluarea. Iată aici. A luptat până la urmă pentru această minge și a reușit să o împingă cele din urmă în plasa porții apărată de Tasos Skampilis. Însă o fază neglijentă aduce un gol între timp și pentru ciprioți. 7-1, nu au reușit să păstreze poarta intactă băieții noștri. Poate era inevitabil acest lucru în condițiile în care Vladimir Vusată a decis să joace pe final de meci cu mai mulți jucători de rezervă, având așa un avantaj consistent. Ar fi păcat să nu le dai acestor băieți șansa de a gusta și ei din competițiile internaționale, pentru că anume acolo se acumulează acea experiență necesară pentru viitoarele meciuri. Mai puțin de un minut, prieteni, 7-1. Vă reamintesc autorii golurilor: Sergiu Tacot, Iulian Cojocaru, Andrean Lașcu, Cristian Obadă cu o dublă și Andrei Negara. Și Sergiu Țâmpeu a înscris pentru naționala noastră. Între timp, o ocazie pentru ciprioți, se opune acolo Alexei Capsamun. Un faul de galben, într-adevăr. Panayotis Karparis este cel care primește cartonașul galben.
Moldova pornește cu dreptul în această campanie preliminară și așteaptă cu sufletul la gură următorul duel contra Spaniei. Acolo unde se va da marea bătălie, așa cum a mai spus, Spania este favorită clară în această grupă din trei formații. Însă meciurile decisive pentru naționala noastră vor fi anul viitor. Vă reamintim, 5 martie în deplasare cu Cipru și 8 martie acasă cu Spania. Foarte multă lume așteaptă anume acest meci, Moldova-Spania. Vorbim de selecționatele de futsal. Pentru amatorii fotbalului, să reamintim că mâine va avea loc tragerea la sorți a preliminarilor campionatului european 2024, iar naționala Moldovei își va afla adversarii. Gurjui cu o minge pentru Lilian Guțu și să vedem. Este out pentru oaspeți. S-au distrat pe cinste tricolorii în această seară. Fluier final, prieteni! Moldova se impune cu 7-1 și ia o opțiune serioasă în lupta pentru un loc în ultima etapă preliminară a campionatului mondial de anul viitor. Felicitări băieților noștri pentru această prestație și le urăm mult succes băieților în următorul meci cu Spania, una din forțele futsalului european și mondial. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și la alte partide ale naționale noastre în această campanie preliminară. Vă urăm o seară liniștită în continuare. La revedere!